Jurnalistul Claudiu Matei a fost cel care a scos la iveală ce se întâmplă în secția boli infecțioase a Spitalului Județean, unde sunt internați pacienți cu COVID și de unde trei doctorițe au plecat acasă, deși erau internate fiind sub tratament după ce au fost confirmate pozitiv. Aseară am primit o informație cum că în fiecare seară medicii infectați cu COVID, internați în secția de boli infecțioase, pleacă acasă. Seara. Adică ziua stau în spital, beneficiază de acel tratament scump, iar seara pleacă acasă, să facă băiță, să doarmă în pătuț și așa mai departe. Bun. O să vă spun și cum pleacă. L-am rugat pe domnul manager al spitalului să ne vedem la ora 22:15 în fața spitalului, fără să-i spun despre ce este vorba. L-am rugat de asemenea pe domnul Stoian, i-am făcut și o solicitare scrisă domnului Stoian, directorul DSP, în acest sens. Și bineînțeles, după emisiunea lui Eugen Măruță, împreună cu Ionuț Stănoiu, cu cameramanul nostru de la Tele3 și cu Eugen Măruță, am mers la spital. Ne-a așteptat domnul Vienescu acolo și domnul Stoian, directorul DSP, bineînțeles, și până urma celor relatate de mine, s-au îmbrăcat doi inspectori de la compartimentul de control în sănătate publică în costume dintre alea speciale și au intrat să facă verificări în secția de boli infecțioase. După vreo, 30 de minute, au constatat că lipseau cele trei doamne doctor. Deci din 60 de pacienți erau 57. Șeful Direcției de Sănătate Publică, Gorj, a declarat că niciuna dintre cadrele medicale internate cu COVID nu s-a infectat în spital, ci în timpul liber, aceasta fiind concluzia anchetelor desfășurate de două servicii paralele. Pentru cadrele medicale care au fost infectate, s-a făcut o anchetă dublă, deci serviciul SPIAM al Spitalului Județean de Urgență demarează o anchetă în paralel cu ancheta DSP-ului. Pot să vă spun că din ancheta serviciului SPIAM, pentru toți medicii, s-a constatat faptul că sursa de infectare nu este din spital, ci este o sursă externă. După ce poliția a deschis dosare penale în acest caz, colegii doctorițelor care au încălcat orice regulă au sărit în apărarea lor, pe rețelele de socializare fiind proliferate și amenințări la adresa celor care au descoperit ilegalitatea.